vegheați de marele conducător. Noi vă urmăm cu dragoste și stimă, iubit părinte și îndrumător. Ne pregătim cu dăruire să devenim constructori demni ai comunismului pe pământul patriei. Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu ne dau sfaturi și îndemnuri prețioase. Să facem copii un legământ solemn de muncă și învățătură exemplară, de activitate revoluționară susținută după marele exemplu pe care ni-l oferă viața și munca, întreaga activitate a conducătorului partidului și statului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Новый аппарат управления ЛСС советских организаций. Отныне наступает новая полоса в истории России. И данная третья русская революция должна будет в своем конечном итоге привести к победе социализма. Ура! A învăța pentru a ne însuși cele mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, ale cunoașterii în toate domeniile de activitate. Vă mulțumim din inimă, iubiți conducători, pentru grija și dragostea cu care ne îndrumați. Aici, copii, ne întâlnim cu noi înșine, cei ce vom deveni peste ani de zile tehnicianul, artistul, muncitorul, inginerul sau savantul de mâine. Pentru această vârstă fericită, sub gloriosul României steag, venim cu dragoste nemărginită, recunoștința s-o rostim cu drag. Ne este viitorul drum de glorii, nici Ceaușescu pildă și îndemn. Muncim și creștem către noi victorii, spre comunism, al țării vis suprem. Stimați telespectatori, bună seara! În prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, astăzi dimineață au continuat lucrările sesiunii a doua, celei de a noua legislaturi a Marii Adunări Naționale. Aici Radio Europa Liberă. Aici Radio Europa Liberă.